Președintele Chinei, Xi Jinping, a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute o vizită de 3 zile în capitala Arabiei Saudite, Riad, unde s-a întâlnit cu liderii ai lumii arabe, inclusiv cu prințul moștenitor saudit și premierul Mohammed bin Salman. Președintele Xi, a cărui țară a urmărit în mod activ relațiile mai profunde cu Golful, a anunțat, cităm, o nouă eră în relațiile Chinei cu lumea arabă, în timp ce Washingtonul și-a anunțat în mod repetat intențiile de a-și reevalua relațiile cu Riad. În ultimele luni, Arabia Saudită a dat semne că se îndepărtează de statele occidentale din motive ce țin de diferențele de valori. Regatul Arab a acceptat așa numitul Dragon de Est prin semnarea unui acord de parteneriat strategic cuprinzător. Este important de subliniat că Serviciul de Informații Israelian nu crede că lumea arabă a renunțat definitiv la Statele Unite și Occident în general. Mai degrabă, așa cum a menționat comandantul IDF, generalul de brigadă Amit Saar, cităm, din cauza pivotării SUA către Est, națiunile din Golf își asigură în esență securitatea pentru a preveni riscurile substanțiale. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, cunoscut și sub numele de Abu Mazen, nu a exclus posibilitatea de a reveni la ceea ce el numește lupta armată dacă Israelul nu cedează tuturor cererilor Autorității Palestiniene. Cu alte cuvinte, el amenință că va folosi terorismul pentru a obține ceea ce își dorește. Serviciile israeliene de informații indică faptul că mare parte din personalul de securitate al lui Abbas sunt deja foarte implicați în rândurile grupărilor teroriste. Amintim că Yasser Arafat a făcut exact același lucru. El a inițiat un nou val de violență și terorism după ce a respins o propunere de pace oferită de prim-ministrul Israelului de atunci, Ehud Barak, în toamna anului 2000, propunere cu care majoritatea israelienilor nu erau de acord, aceasta fiind în defavoarea Israelului. Surse de informații indică pentru TPS că peste 20 de membri ai serviciilor de securitate palestiniene sau fii ai ofițerilor palestinieni s-au alăturat cercurilor teroriste în ultimul an și au acționat alături de grupurile armate din Jenin și Nablus. Numeroasele arestări făcute de către poliția israeliană în ultimele luni și publicarea declarațiilor celor arestați aduc noi informații care atestă o revenire a palestinienilor la terorism. Uniunea Europeană are în sfârșit o nouă persoană responsabilă de promovarea libertății religioase dincolo de granițele sale. Vicepreședintele Comisiei Europene a anunțat săptămâna trecută numirea belgianului Frans van Daele ca nou trimis special pentru promovarea libertății de religie sau de credință. Scopul Comisiei este să se asigure că toate credințele sunt respectate pe tot globul și să promoveze dialogul intercultural și interreligios. Cu toate acestea, acest angajament nu a fost atât de clar pentru mulți critici, deoarece Uniunea Europeană a avut nevoie de aproape 3 ani pentru a numi o nouă persoană care să conducă promovarea libertății de religie sau de credință în afara granițelor sale. Mai mulți critici au văzut greutatea cu care Comisia a ocupat postul de trimis special pentru promovarea libertății de religie și credință ca fiind un semn că Europa nu mai pune preț pe religie și credință. Pentru critici, în Europa seculară, libertatea de religie este trecută în plan secundar. În ultimul deceniu, numărul lăcașurilor evanghelice de cult a continuat să crească în toată Spania. Potrivit cifrelor oficiale ale guvernului, care prin Observatorul Pluralismului Religios studiază înființarea minorităților religioase în toată țara, în Spania există 4.348 de lăcașuri evanghelice de cult. Maximo Alvarez, directorul Evangelismo a Fondo, tradus evangelizare în profunzime, confirmă această cifră. Cităm, creșterea evanghelică în Spania este semnificativă, dar rămân multe de realizat, a spus el pentru Evangelical Focus. În ultimul deceniu, creșterea evanghelică continuă, deși statisticile oficiale spaniole arată că populația evanghelică nu ajunge încă la 1% la nivel național. Pentru ca bisericile să se poată dezvolta, ar trebui să consolideze mișcarea interconfesională din Spania și importanța implicării tinerilor în slujire de la 15 ani în sus. Pentru Maximo Alvarez, generația tânără are un potențial de acceptare a Evangheliei mai mare decât alte generații.